Vreau să citesc din Sfânta Evanghelie, Psalmul 102, câteva versete, până la 10, de la 1 până la 10. Vreau să citesc titlul care nu apare acolo în, uh, nu apare pe prompter, O rugăciune a unui nenorocit când este doborât de întristare și își varsă plângerea înaintea Domnului. S-ar putea nenorocitul ăsta să fiu eu sau să fii tu. Doborât de întristare, adică la pământ. Atât de mare este întristarea încât nu mai poate sta în picioare. Și nu stă acolo. Nu se blochează. Își varsă plângerea înaintea Domnului. E, e extraordinar titlul acesta. Duceți-vă acasă și mai analizați-l, mai studiați-l. Titlul Psalmului 102. Și acum își varsă, își deschide capacul la sticla amărăciunii lui, și le varsă înaintea Domnului și zice, Doamne, ascultă rugăciunea. Să ajungă strigătul meu până la tine, nu mi-ascund de fața ta în ziua necazului meu, prea ți urechea spre mine când strig, probabil că a păcătuit, probabil că a fost dezamăgit de prietenii lui ascultă-mă de grabă, adică repede, cât mai repede, căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi iard ca un tăciune. Inima-mi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba, până și pâinea uit să-mi o mănânc. Așa de mari sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne, seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvea din dărâmături, nu mai pot dormi. Probabil că ai probleme cu somnul și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bat jocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și îmi amestec lacrimile cu băutură. Din pricina mâniei și urgiei tale căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Probabil că așa te simți. Haideți înainte de a ocupa locurile... Cel puțin la 4-5 persoane, să le spuneți așa, Dumnezeu te ridică astăzi. Haideți, dați mâna unii cu alții, dacă vreți și o îmbrățișare, nu este absolut nicio problemă, nu e interzis, Dumnezeu te ridică astăzi. Dacă ați lăsat un zâmbet în jurul vostru, aproape că meritați să ocupați locurile. Doleanța mea este că, în general, îi îndemn pe tineri să facă lucrurile acesta, dar eu tot singur rămân. Mie nu-mi spune nimeni că Domnul mă ridică astăzi, dar cred că Domnul mă ridică. Amin. Dragilor, vreau să vă citesc o poezie pe care am scris-o la un moment dat când au venit. O mamă și o tată la biserică să-și povestească amarul cu o fată, culmea, rebelă, foarte obraznică, v-am zice noi. Și a zis, frate, nu mai știm ce să facem cu ea. Nu mai știm ce să facem cu ea. Și mi-au povestit câteva lucruri. Plângeau și mama, plângea și tata. Și am zis, Doamne, în timp ce ei vorbeau, eu mă rugam și am zis, Doamne, nu mă lăsa în felul acesta. S-ar putea mama aceea sau tatăl acela să fie părinții tăi. Tu ai venit astăzi aici cu motorină pusă de ei în mașină și ai venit aici bine mersi și probabil că mama ta a rămas plângând acasă sau tatăl tău sau poate nu astăzi, dar zilele trecute. Și m-am dus acasă plângând, am plâns pe mașină. Am zis, Doamne, am copiii mici, vor crește mari. Ajută-mă să-i cresc în așa fel încât să nu-mi aducă această amărăciune. Și eu am ajuns acasă, s-a făcut târziu în noapte și am scris poezia aceasta. Și vreau să vă citesc. Cât să mai plângă mama pentru tine, băiete tu și fată dragă, cât să mai fie tatăl necăjit de vorbe, de ocară, de banii cheltuiți în vânt. De viața ta murdară, când cu ochii ei zâmbind spre cer când ai venit pe lume, și mâinile ei calde și moi întinse cu iubire, și dorul ei arzând în piept, viu, Domnului să-i te închine. De ce acum în urma ta lași lacrimi fără număr, pe obrazul ei curat și sincer, sapi riduri după riduri? Nu știi că fericirea ta târnă în cinstire de mama ta, de tatăl tău, de a lor bucurie? Cu vorbe aspre de aspidă și cu privire ostile îți răsplătești ai tăi părinți și speri la fericire? Aceeași mamă încrețită de ani și suferință ascunde în sufletul amărât iubire și credință când tu te îndrepți spre locuri sumbre, cu fii ai nopții lumii, ea e plecată pe genunchi până la apusul lunii. Să nu o vezi dușman în sine, să nu-ți fie rușine, am bătrânit dorindu-și sincer, ție să-ți fie bine. Vei fi părinte în curând și vei culege roada tot ce ai semănat râzând, lăsând părinții lăcrimând să știi că vei da seama. Azi te îndemn să fii cinstit, să recunoști greșeala, să o repari cum se cuvine și vei primi iertarea. Cât iartă un părinte în lume, doar Dumnezeu știe. O, fiul rătăcitor ce pribegești departe, pentru părinte ești tot fiu. De la șorgoliile firii și viciile toate, adună-ți forța ce mai ai, și iați locul la masă. Cu dragoste ești așteptat să te întorci acasă. De vei privi mândru, semeți, la ultima chemare vei mai găsi doar un baston. Și soba, și ochelarii. Și prăbuci, prăbușit vei plânge în pumni că n-ai cerut iertare. De aceea, fiule, te întreb: cât să mai plângă mama? Dacă a plecat dintre cei vii, mai dui o floare la mormânt și spune-i, îngânând, plângând, că nu a plâns degeaba, iar de trăiește nu uita să-i fie o mângâiere. Slujește-i cerului cât poți, mama, în rugăciuni fierbinți lui Dumnezeu îi cere. Oferă-i floarea cea mai scumpă, cât îi simți de mirosul, cinstește-ți tatăl cât e viu curând vei sta lângă sicriu și nu vei mai putea să știi. Vei plânge că e prea târziu. Fete și băieți, tineri dragi, care ați venit la această conferință de tineret, cred din toată inima că Domnul are un plan cu privire la ziua aceasta. Cred din toată inima că Domnul are un plan cu privire la amărăciunea pe care o porți în sufletul tău de ani de zile. Tema acestei conferințe, suferința sau vindecarea suferințelor emoționale. Vindecarea emoțională. Vin din Arad, slujesc Domnului în Biserica Betleem, locuiesc în Ghioroc, la 25 de kilometri de centrul Aradului și acolo slujesc în Biserica Muntele Sionului din Ghioroc. Mi-am lăsat copilașii acasă și soția. Am venit într-o într perioadă în care sunt foarte epuizat. Numai Dumnezeu, dacă mă întărește, să pot face slujirea din weekendul acesta, dar să vă rugați pentru mine, să mă folosească Dumnezeu pentru avantajul și pentru creșterea voastră spirituală. Vindecarea emoțională. Mergem pe această idee. Voi veți fi învățați că omul este doar carne păcătoasă, ceea ce este, dar nu e doar carne păcătoasă. Și toate sunt acolo, o apă și un pământ, aici e raiul, aici e iadul, aici e toate. Dar dacă citim Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă și spune așa: Dumnezeul păcii să vă sfințească el însuși pe deplin și Duhul vostru, Sufletul vostru și Trupul vostru să fie păzite întregi până la venirea lui Isus Hristos. Sunt cele trei uh, variante pe care oamenii merg cu privire la structura umană. Există varianta monistă, adică toate sunt aici. Aici ai suflet, aici ai trup, aici sunt toate. Să mâncăm, să ne distrăm, că mâine vom muri. Asta era conceptul, acesta era conceptul mai ales al soldaților romani. Latinii aveau, erau mult mai rafinați cumva, carpe diem, trăiește clipa, acum și aici. Că după aia cine știe ce o mai fi. Există perspectiva aceasta dihotomistă, cum că omul are o parte spirituală și are o parte trupească. Dar Sfântul Apostol Pavel ne lămurește în privința aceasta că există totuși trihotomie, adică omul este alcătuit din trei părți, trei entități, trei părți componente. Duhul este de aici în sus, de aici până aici. Aici avem intelectul aici avem conștiința, intuiția, puterea de a crea, aici se primesc prorociile, aici se primesc vedenile dumnezești, de aici, de la gură, până aici. Acesta este Duhul nostru. Apoi este sufletul nostru, de aici până la curea în general, da? Aici avem inima, avem sentimente, ne îndrăgostim, este vulcanul acesta emoțional care fierbe în fiecare dintre noi și care riscă să explodeze în orice moment dacă nu este înfrânat. Și apoi partea care se vede, adică trupul nostru, oase, carne, sânge, pământ. Toate acestea trei trebuie să le știm foarte bine. Ca să înțelegem exact care este situația numai un pic până când văd așa. De deci ce am eu controlul, da? Asta ne place nouă să avem control. Bun. Noi astăzi ne vom ocupa de suflet. De ce am preferat să mă ocup de aceasta? Lucrez la o carte, este scrisă deja, dar trebuie corectată, mai am mult de lucru vindecat pe deplin se va numi. După părerea mea, va avea mult, 150 de pagini cel puțin. Vindecarea spirituală, vindecare emoțională, vindecare trupească, vindecare psihică, vindecare uh, uh, a familiei, familia sănătoasă, vindecarea relațiilor, biserica sănătoasă. E un tratat teologic mai amplu, dar nu ne le putem uh, aborda pe toate. Noi ne, oferim, ne referim astăzi la vindecare emoțională. De ce am ales asta? Pentru că mă aflu într-o biserică penticostală care, la un moment dat, ce-am întâlnit eu și riscul acesta este la oricare dintre noi, orice lucru, asta e un dumă, rău, satana, satana, mă atacă satana, 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 satana. Dragilor, oricum e vinovat pentru tot rău din lume, dar să nu-l facem vinovat pentru rău pe care îl fac eu vă dau un exemplu. Zice că erau la o mănăstire, uh, era un post și la un moment dat uh, unul dintre călugări nu mai putea de foame. Și-a luat un ou, l-a pus într-o lingură și-a pus lingura pe lumânare și cocea oul pe lumânare. În timpul ăsta starețul făcea, starețul este uh, părit, preotul șef de la mănăstire și făcea un raid să vadă cum uh, stau în post călugării și îl vede pe ăsta cum prăjea oul. Fiule, ce face acolo? Părinte, satana, vrăjmașul, satana. Și zice că ar fi răspuns satana dintr-un colț. Nu îl crede, părinte. Nu îl crede. Nici prin gând nu mi-ar fi trecut că ou să poate cu acela lumânare. Punem vină pe cârca satanei care e a noastră. care e riscul? Riscul este următorul. În momentul în care spun, satana a făcut toată treaba asta. Știți ce se întâmplă de fapt? Eu fug de responsabilitate. Și pe, pentru păcatul ăla eu nu mă pocăiesc. Pentru că nu mi-l asum. Zic, satana l-a adus. Și atunci satana să rezolve treaba. Nu. Pentru păcatele pe care le-am săvârșit eu, eu trebuie să mă pocăiesc. Nu le mai pun în cârca diavolului, Da? Uh, și atunci, abuzul acesta pe care îl facem, de partea spirituală, de partea aceasta duhovnicească, un abuz foarte mare pe care îl facem, dacă, de exemplu, fata are anxietate și are stări depresive și s-a dus la păstori și am întâlnit o grămadă de cazuri, dacă vă zic zeci sau sute, nu exagerez. Și a zis, uite, mă simt epuizat, am pierdut un examen, mă simt așa ca în depresie. Satana, nu-i duh! Mă, nu-i duh, e un suflet bolnav. E un suflet încărcat emoțional, da? Vreau în mintea noastră să se separe foarte bine lucrurile. Pentru că dacă reușim, ăsta este scopul acestei cărți, dacă reușim să localizăm suferința în ființa noastră și dacă diagnoza sau diagnosticul este unul clar pus într-un mod profesional și știu unde este, știi ce tratament se i administrez. Dar dacă pe toate le pun în cârca diavolului, toate spirituale, toate din iad, toate sunt duhuri rele, eu nu-mi voi asuma și s-ar putea să tratez necorespunzător. Ce înseamnă sufletul? Mai este numită și fuziunea aceasta dintre, dintre duh și suflet. Acolo am greșit. Dacă pe alocuri a dorit să mai faceți câte o poză, puteți și mai încolo unde sunt idei. Da? fuziunea dintre suflet și duh. Adică noi cu sufletul și cu Duhul vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Inclusiv trupul acesta va fi înghițit de neprihănire, dar personalitatea noastră eternă este alcătuită din Duh, intuiție, rațiune, intuiție, conștiință, intelect și din suflet, sentimente, rațiune, voință. Adică în momentul în care a ajuns bogatul acela în locuința morților, el simte văpăile iadului. Deci sentimentele nu ne părăsesc după aceea. Când ajunge Lazar în sânul lui Avram, el era într-un loc de fericire, într-un loc bucuros. Când Ioan este răpit în cer, simte, simțurile nu ne, nu ne părăsesc. Da? Vom simți și vom cunoaște. Sentiment, rațiune, voință. Centrul emoțional, care se mai numește și psihic. Fete și băieți. Noi am dus-o într-o direcție peorativă și bolnav psihic. Păi, tu nu ai zis un lucru foarte grav. Posibil așa să fie, bolnav psihic. Psihie, în limba greacă, înseamnă exact suflet. Emoție. Sufletul, sufletesc sau emoțional, e același lucru. Sufletul, noi când ne referim la Suflet, ne referim la partea asta emoțională, sentimentală, rațională a voinței noastre. De aceea, voința joacă un rol important în vindecarea emoțională. Pentru că dacă eu decid să încep un tratament de vindecare emoțională, mă voi vindeca. Vreau să le vedeți așa. Psihie. Este suflet. Și avem o foarte mare reticență când vine vorba de o, de o, o vizită la un medic psihiatru. Doamne ferește, frate! Eu nu sunt nebun, dar n-am zis eu că ești nebun, prietene. Doar că există medic ortoped care se ocupă numai cu oase. Există medic cardiolog care se ocupă numai cu inima, medic endocrinolog care se ocupă numai cu pielea, fiecare categorie de mușchi, de organe din trupul nostru. Are un medic specializat în 12 ani de zile care să ne trateze. Când vine vorba de această parte care se numește psihie sau emoție, gata, nu mă duc, eu nu sunt nebun, nu ești nebun, ești sănătos. Doar că în urma unui șoc, în urma unei probleme, în urma unei suferințe, s-a întâmplat un dezechilibru emoțional în tine, în psihie, în sufletul tău. Și ai nevoie de un specialist de aceea spuneam și ia seară vă spun și astăzi pentru fetele și băieții care își doresc să urmeze o facultate în medicină o sugestie ar fi să fii medic, psihiatru creștin. Mă rog Domnului, m-am rugat, mi-a dat un psiholog creștin, un frate care este prezbiter cu, dele, cu, cu, cu atribuții pastorale, fratele Claudiu Lulciuc, și acum mă rog Domnului să-mi dea un psihiatru creștin care să vadă uh, suferința aceasta din prisma lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu mi-l va da. Iată, ar fi o sugestie pentru cei care vreți să mergeți la facultate. Haideți să vedem exact dacă am înțeles că se referă la psihic, la psihie. Care este definiția? Psihic sau din germană psihi Acum numai voi știți cum se pronunță. Zite rog frate, tare cum se pronunță. Psihic. Ah, ce simplu. Putem știu germană, psihic, să zice. Ce simplu era. Formă de reflectare a realității proprie omului. Rețineți! Afecțiunile psihice nu sunt transmisibile. Ele se pot transforma psihosomatice, adică niște probleme sufletești, netratate, vor presa foarte mult pe trup. Și atunci avem mers disfuncțional, nu mai poate dormi cearcănele foarte mari, uh, mușchii cedează, deci uh, uh, ele sunt într-o foarte strânsă armonie și legătură cele trei părți ale noastre. Produs al activității sistemului nervos. Când vorbim de psihie, vorbim de sistemul nervos. Fete și băieți, sistemul nervos nu înseamnă nervi, nu înseamnă numai ciudă, numai furie. Sistemul nervos înseamnă mii și milioane de nervi pe care Dumnezeu i-a lăsat în viața noastră și că sunt plină de nervi. Asta este o formă de a zice, dar toți suntem plini de nervi. Că fără nervi, urechile noastre au nervi, degetele noastre au nervi, mâinile noastre sunt puse în mișcare de nervi, de niște organe mici, 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 microorganisme. Totalitatea fenomenelor și proceselor prin care se realizează psihicul. Suflet, emoții, sentimente, structură sufletească proprie unui individ și din punct de vedere al psihicului, psihicamente. Da? Italienii folosesc uh, expresia aceasta. Emoție. Definiție. Emoția este o reacție afectivă, complexă și în general bruscă și momentană, Însoțită de tulburări fiziologice care oglindesc atitudinea individului față de realitate. Deci, psihicul e acesta: e de sine stătător, este ca un tribunal, ca un, un, un organism, un vehicul foarte, foarte complex. Emoțiile sunt cele care este o, o, o percepere a, psihic, a stărilor psihice și se manifestă prin plâns. Strigăt, manifestări ale isteriei, ieșire, da? Astea sunt emoțiile. Râde până nu mai poate. Râs, plâns, toate lucrurile astea. Astea sunt niște stări care sunt emoții. Și noi trebuie să știm că emoțiile trebuie să le avem în frâu. Râsul are vremea lui. Vine intelectul și spune, mă, ești în adunare. Bun, s-a rupt scaunul cu unul, cum s-a întâmplat la noi, că erau pe gresie și aveam scaune de plastic. Dar nu râs ca râsul ăla din pădure. Adică, măi, ești în casa lui Dumnezeu. S-a întâmplat o nenorocire. Ok, s-a întâmplat. Nu-i vremea râsului. Este rugăciune. Tu nu stai pe telefon. Tu trebuie să-ți coordonezi emoțiile în funcție de contextul în care te afli. Dar mai sunt și sfântoci care, de exemplu, sunt tinerii la Revelion. Toată lumea, băi, acolo, acolo, acolo e de mine. În general, când mă duc în tabere de tineret, mă duc cu ei în drumeție, îi bat bine la fotbal să văd cum reacționează. Eu sunt atacant pe flancul stâng, deci când ajunge mingea la mine, trebuie să se țină bine portarul. Și atunci mă joc cu ei volei, mă joc cu fotbal, să le văd comportamentele. Și apoi seara vin și le predic. Mă, vezi că Astăzi mi-am dat seama că nu prea, nu prea, stau lucrurile bine, da? Ce se întâmplă de fapt? Nu reușește să-și gestioneze emoțiile, dar revin la, la Revelion. Și toată lumea acolo joacă, unul, domino, nu te supăra, frate. Și el nu mă a acum. Frate, dar ce? Isus plângea, așa a zis unul. Păi da, mă, plângea când plângea. Nu fi habodnic. Și mai și zice, am 34 de ani, nu sunt soară nimeni cu ei Cui trebuie o statuie acasă? Râzi, frate, când e de râs, râz. Lasă emoțiile să se manifeste. Pentru că râsul este responsabil de sănătatea noastră generală. În fiecare zi trebuie să râzi. Vă zic vouă măcar să râdeți, că eu nu prea reușesc în fiecare zi. Tulburare sufletească. Și spunea aici așa, tulburări în general, bruscă și momentană. Și aici fiți atenți, fete și băieți, mai ales când moare cineva din familie. Vă veți căsători în urma pierderii unei sarcini. Eu le-am încurajat așa pe mămicile tinere, dragi mămici tinere. Pentru un copil este foarte mare luptă să-l aduci până în cer, să-l crești mare, să-l însori, să-l treci prin școală. Dacă ați pierdut o sarcină, tu deja ai un copil în cer ăla deja e în cer. Patru luni, cinci luni de zile, de-aia avortul e păcat, e crimă. Copilul ăla este deja la Dumnezeu. Tu ești o femeie credincioasă și în felul ăsta le întărești. Dar uh, o chestie de genul acesta, un accident, un faliment, o datorie, o amendă foarte mare, poate dintr-o dată, deci brusc și momentan, dintr-o dată să transformă, nu-l mai recunoști. De aceea, nu vă fie greu să cereți ajutor. Partea a doua, care va fi după pauza de masă, vă, vă lansez de pe acum provocarea, va fi căi spre vindecare. Astăzi, în prima parte, acum ne ocupăm de cauze care aduc suferințele emoționale, care aduc bolile psihice, și în partea a doua ne vom ocupa de căi spre vindecare. Sunt emoții pozitive și emoții negative. Ce vreau să vă spun? Că toate lasă amprente pe noi. Toate. Și alea pozitive și alea negative. Încă de la început vă recomand un lucru. Știți ce face satana? E un specialist. Aici ai pun vina pe el. Răscolește foarte mult în trecutul nostru. Foarte mult. Dumnezeu în inteligența lui a zis, știind lucrul ăsta, eu v-am dat, nu vă dau, v-am dat un viitor și o nădejde. Pentru că știe că satana sapă în trecut. Doar două motive avem să ne întoarcem în trecut. Frați și surori și mai în vârstă și mai puțin în vârstă, fete și băieți. În trecutul tău nu ai ce să cauți decât în două direcții, doi vectori. Unu! Numai dacă sunt amintiri plăcute și frumoase pentru care să-i mulțumești lui Dumnezeu. Am alungat de, de păiatul lui David, fugar în peșteră, Zice, ce motiv de bucurie să mai am eu acum, măi? Totul e pierdut în jurul meu. A, zice, știu ce voi face. Voi înălța paharul izbăvirilor. Îmi voi aduce aminte că Dumnezeu m-a izbăvit din gheara leului și a ursului și mi-a dat putere în fața lui Goliat. Și același Dumnezeu care m-a ajutat, mă va ajuta și astăzi. Aduți în trecut, amintește de toate biruințele lui Dumnezeu, unu, și doi, din trecut, să cauți acolo numai dacă Duhul Sfânt te duce în trecut și găsești păcate pe care trebuie să le mărturisești. Atât. În n-ai ce să mai cauți acolo? Traume, drame. O să vedeți despre ce este vorba. Le-am reprezentat și așa pentru că vorbim în emoticoane. Aproape că e un alt limbaj. Deci cu oricare dintre voi, dacă îmi dați numărul de telefon și încep să vorbesc cu voi, sunt suficiente emoticoane cât alfabetul din limba română. Și eu mă înțeleg ce faci, tu îmi trimiți înapoi bine, eu îți trimit că te îmbrățișez, tu îmi trimiți iar înapoi like. Deci vorbim în emoticoane. E foarte important în momentul în care tu îi scrii și e prietena ta foarte bună. S-ar putea tu să fii terapeutul ei. Și îți trimite înapoi o lacrimă numai într-un colț, da? deja trebuie să o întrebi, fată, e totul în regulă? Dragul meu, e totul în regulă? Când îți trimite, da, ăla cu ochii care curg, înseamnă că e grav. E plan roșu de intervenție. Deci noi, noi, uitați-vă numai pe fața lor, știu ce vorbesc. Da? Pentru că aceste emoticoane, și acolo am scris, surprindere, furie, dezgust, fericire, tristețe, teamă, toate sunt acolo. Și câte altele și câte altele. Dar eu am pus numai câteva. Reperele faciale, fete și băieți, nu aștepta. Atâta ne-am străduit să o salvăm, dar n-am mai putut. Și în urmă cu o lună de zile a fost în mormântare. 15 ani de zile. Găsită în baie spânzurată de calorifer. I-am făcut ungerea cu un m-am dus la reanimare acolo la ATI în Arad. O dată, m-am dus a doua oară. După ce a fost îngropată, m-a sunat păstorul. Frate Onisim, sunt aici cu mama și cu tata, ați disperați. Atâta nu mă așteaptă. spune te rog, dacă atunci când ai făcut ungerea cu un mai ai văzut vreo reacție? Că eu n-am văzut niciuna. Și am zis, sunteți pe speaker? Da, 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 ziceți pe speaker. Nu am zis... Am văzut o reacție când am fost prima dată și am făcut ungerea cu un de toată întubată, în niște condiții groaznice. Uh, am zis, când m-am rugat pentru ea, a făcut o odată așa. Și <tri> 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 a început mama să plângă. Da, frate! Da, slavă Domnului! Fete și băieți, să ajungă mama și tata să se bucure de un oftat, doar de un semn de reacție, supraviețuire? Și astăzi când ești sănătos și astăzi când ai timp și ești în plinătatea puterii tale, nu mă nervi, nu mă ură, niciun, niciun semn de pocăință, nu e posibil așa ceva. Și mulți părinți mor cu zile. Îi omorâți voi. Vreau să plecați acasă cu sentimentul ăsta de vină și până nu vă pocăiți să nu plece. Spune în Matei așa, în vremurile acelea 24, multe lucruri se întâmplă acolo, dar printre altele spune așa, urăciunea pustirii vor fi în locul prea și printre altele spune așa, copiii se vor ridica împotriva părinților și îi vor omorâ. V-ați gândit vreodată la versetul ăsta? Copiii își vor omorâ părinții. Nu cu pușca, nu-i în pușcă, nu. o omoară cu zile. Cunosc un caz în care el s-a venit acasă, la măsa, la mamă sa, și a zis, mami, ți-l prezint, el e iubitul meu. De seara până dimineața a făcut diabet. Grijă mare cu cine vă însoțiți. Grijă mare, nu vă ucideți părinții. Nu vă ucideți părinții. Ajungem la cauze ale suferințelor emoționale. Unu, amintiri neplăcute. Eu nu știu exact ce e în trecutul tău. Nu știu exact ce amintire ai tu. De exemplu, la un moment dat, tratând un caz, în urma unei mușcături a unui câine, când era mică fata asta, a intrat un duh de frică. Frica e duh, nu e sentiment. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de înfiere, da? Care ne face să strigăm ava, adică tată. Și a intrat Duhul de frică în ea. În urma mușcăturii unui câine. Un alt caz pe care îl cunosc de fată și o cunosc foarte bine, care fratele mai mare a luat o vestă din aia veche de piele de oaie pe dos. Și când a intrat fetița, a speriat-o tare și s-a îmbolnăvit psihic, atât de tare că niciun medic din România nu a reușit să o scoată de acolo niciodată până în ziua de azi. Are aproape 50 de ani și este doar ea și lumea ei și camera ei. S-ar putea o spiritură. S-ar putea multe cazuri care le-am întâlnit să fi trimis focuri pe Snapchat Știți voi exact ce sunt alea? Ce bine că nu știu părinții? Și au trimis focuri pe Snapchat și Solomon ne îndeamnă. Se poate cineva juca cu focurile, inclusiv pe Snapchat, și să nu ardă? Și azi un foc, mâine un foc, și prima dată a renunțat la bluză și apoi a renunțat la altele și altele și a trimis poze compromițătoare și a început șantajul. Dacă nu mergi mai departe, toate le public le vede, mai ta le văd colegii tăi și a intrat în depresie. Nu mai voia să iasă din casă. Și când am stat de vorbă cu ea și când n-am povestit nici părinții, nu știu. Nu mai pot. M-a amenințat. S-ar putea să fiți în situația asta, Dumnezeu vă știe. Știți ce înseamnă asta? Boală emoțională, presiune pe psihe. Poate ajunge la nebunie sau la suicid dacă nu vă treziți. Sau traume din copilărie. Știu eu ce traume aveți? Noi, cei care suntem din familii cu copii mulți, suntem foarte flămânzi emoțional, suntem cei mai expuși la probleme emoționale. Pentru că la noi iubirea e la grămadă, mai bine fără, la noi a fost critica la grămadă, jignirea la grămadă, bătaia la grămadă, greșea unul, l-am bătaie toți. Și noi nu ne dăm seama, dar noi am crescut cu multe afecțiuni emoționale. Și te-ai căsătorit și numai nu te înțelegi, mă. Bă, nu, numai nu te înțelegi. Nu și stă sărac cu bărbat și se luptă, frate, dar m-am mărturisit, dar nu mai știu. Și stă sărac ca femeie și îl vede numai nervos, numai agitat. Pentru că atunci când erau ca voi, nu și-au vindecat problemele emoționale. Eu cred din toată inima că Dumnezeu prin Duhul Sfânt astăzi poate să vindece orice traumă emoțională, orice amintire neplăcută și să pleci acasă vindecat. E foarte important ca fată să te măriți vindecată emoțional. Ca băiat să te vindeci vindecat emoțional. Că mulți băieți nevindecați emoțional au transformat căsătoria în terapie. Și și-au condamnat soția să le fie psiholog și și-au condamnat soțul să fie psiholog. Păi nu, eu în căsătorie intru să ofer. Dacă primesc și reciprocitate, e un har. Dar eu intru să ofer. S-ar putea conferința asta să vină la timp pentru mulți dintre voi. Sau abuzuri din trecut. Poate erai mică, poate vreun viol, poate vreo amenințare a unui unchi, a lui unui nemernic, care a stat pe la voi prin casă, care a făcut-o pe Sfântul, chiar pe prorocul, dacă n-aș fi întâlnit caz, nu spuneam, și care era un nemernic. Și s-ar putea să fie victimă. Sau, Eșecuri repetate. Am întâlnit că la limită de nebunie a ajuns. Că n-a reușit să ia permisul de conducere. A căzut odată, de două ori, de trei ore, de patru. Ai vrut să te înscrii la facultate? Numai nu reușești. De ani de zile te lupți și nu reușești. Și nu reușești. Și ai putea să intri într-un blocaj psihic și nu mai ești de acolo. Dragii mei, vindecați-vă cu povestea lui Thomas Edison a avut 960 de încercări ca să inventeze becul ăsta. 960 de încercări. Când a ajuns pe la 400, pe la 500, veneau prietenele și spune: Hello, Thomas! Nu e de tine. Alții sunt inventatorii, nu tu. Lasă-mă pe alții. Și au zis, tu nu vezi că ai eșuat de 500 de ori? Au zis, ce interesant. E foarte important cum ne raportăm la eșec. Tu zici, ai eșuat de 500 de ori. Prietene, zice, eu n-am eșuat niciodată. Am găsit 500 de variante care nu merg. O caut pe aia care merge. Măi, ai dat examenul. Te-ai dus la examen într-un mod în care nu ai cum să-l iei. Data viitoare te pregătești. Și l iei. Băiatul ăla ți-a dat speranțe și nu ți-a întors spatele și zici, gata, eșec, am eșuat în relație. N-ai eșuat, ai prins experiență și ai înțeles cum să faci data viitoare, să nu mai ajungi atât de departe. Adică pentru o fată matură teologic și spiritual, pentru un băiat matur teologic și spiritual, eu nu văd cum ar putea ieși de mai mult de 3, 4, 5 ori și să nu-ți dai seama dacă ăla e pentru tine sau nu. N-ai cum, n-ai cum. Eu de la prima întâlnire mi-am dat seama, am știut că e soția mea, chiar dacă avea 17 ani. De aia sunt un pic mai indulgent când vine vorba de relații. 17-18 ani, mai ales în generația în care noi trăim, fata cam știe pe ce lume trăiește, cam știe ce înseamnă viața de familie, mai ales dacă provine dintr-o familie cu frați mulți. Că vă spuneam mai devreme dezavantajele, dar sunt un miliard de avantaje pe care noi le avem. Ca, de exemplu, noi nu știm să fim zgârciți, noi dăm, dărâim totdeauna, nu avem pretenții prea mari. Sau poate un accident din trecut. O doamnă nu mai poate să urce în mașină, nu mai urcă în mașină de 30 de ani de zile, pentru că a avut un accident. Apoi eu la câte accidente am avut? Ar fi trebuit să vin pe jos la dumneavoastră. Și cu motocicleta, și cu mașina, și cu... Numai cu avionul n-am avut accident. Dar am câștigat experiență, ca de exemplu, băieți, ferească-vă Dumnezeu să stați pe telefon în timp ce conduceți. Ca așa era să mă prăpădesc. 96 de, de metri m-am dus cu capul în jos și cu roțele în sus cu mașina. După măsurătorile poliției. Numai femeile pot să și conducă și să și vorbească la telefon. Pentru că voi func funcționați cu amândouă emisfere cerebrale. Mestecă mâncare, ține cu umărul telefonul. Da, 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 zice, vezi că aici ai greșit la temă, da? Imediat, vezi că vin imediat înapoi. Da, fată, sigur că da. E un întreg vehicul, un întreg mecanism pe care ni și lui Dumnezeu îi, vie, îi vine greu să-l înțeleg. Cred că numai după ce a creat-o și-a dat seama cât e de complicată. De-aia ne e greu nouă. Ne e greu, dar e frumos. E fascinantă femeia. A vorbit un frate la o nuntă despre femeie. Prin ea avem viață, ea face copii, ea, nu singură, da, nu, în mare parte, ea face curat în casă, face mâncare fraților și zice la om: unde eram noi de nu era femeia? Și un frate de acolo din spate, în Eden, frate, în Eden. A ridicat-o, a ridicat-o la etajul 10 și a făcut o brâncă. Umilință repetate. Băieții care sunt umiliți de mici, nu ești bun de nimic, ca nu știi tabla mulțirii, nu știi să scrii, în general, ascultați-mă foarte bine, băieți, se căsătoresc cu fete mai mari decât ei. S-ar putea să fii fată și să zici, măi, mi drag de el așa, dar nu înțeleg ce așa, ce e așa băgăcios, dar e cu doi ani mai mic. Nu fi în alertă. Băiatul acela el toată viața a avut, a, a simțit nevoia de mamă. Și relațiile astea zice că au procent mai mare de reușită. Pentru că ea e destul de matură și el are nevoie de tine, mai mare decât el. Uh, Regula spune clar că băiatul să fie mai mare. da? Dar uh, în cazul acesta, dacă ai fost de mic, Oaia neagră a familiei, toată lumea numai te-a jignit, numai te-a evitat, numai pe alții i-a lăudat, mai ales dacă ai avut între frații tăi mai talentați și ei o trebuie să cânte la chitară când venea cineva și tot numai pe margine, numai pe margine, numai pe margine, tu te vei căsători cu o fată mai mare, cu 2-3 ani decât tine. Nu este absolut nicio problemă, este foarte bine. Sau, băieții, acum vă spun din ceea ce am studiat eu, Băieții care au fost născuți de mame uh, mai în vârstă, 38, 40, 44, 45 de ani, ei când au 25 de ani, mama lor e în vârstă. Ei n-au avut timp. Mama lor a fost din altă generație. Și are ne el ar avea nevoie, simte nevoia de o mamă din generația lui. Și genul acesta de băieți, în general, se căsătoresc cu fete mai mari, puțin decât ei. Dar e normal să fie așa. E normal și e foarte bine. Nu intrați în panică. Dacă v-ați gândit, vedeți că partea a doua o să avem și sesiune de întrebări, vă aștept -aș și acolo, la cauze, falimente repetate, uitați-vă la Iov. dă te rog frumos telefonul, că nu văd niciun ceas aici. Și nu știu cât e ceasul. Și unde? A, e mai mare decât capul meu, da? E 12 și 20, deci până la 1 e prima. A, ok. Că e, deja eram, eram pregătit să, să accelerez puțin. Viața aglomerată. Fete și băieți, ascultați-mă bine. Frate, tata e un tiran. Băiatule, nu e tiran tatăl tău, e obosit. Avem o generație de tați foarte obosiți. Nu vă vine să credeți cât de. Cât de mult lucrează bărbații și cât de tare se consumă bărbații și cât de mult se stresează. Pentru că femeia, pentru că ea are foarte multe stări dintr-o dată. Imaginați-vă o instalație de Crăciun. Așa e, s-aprind toate toate. Te uite... la un moment dat te, te, te zăpăcește de cap. Bărbatul are numai un bec, s-aprinde să stinge, dar când se stinge la bărbat becul, Băieților, băieții trec foarte greu prin depresie. De ce trec foarte greu? Femeia mai are un avantaj. Ea imediat cere ajutor. Nu, mă duc la păstor, mă duc să se roage pentru mine. Frate, fă ungere cu un de lemn. Și această dezvoltură le ajută să se vindece ușor. Bărbatul zice, ce mă duc eu? Nu mă duc. Și stă și plânge și se necăjește și se agită și au foarte multe gânduri suicidale, depresive, sunt foarte și se manifestă în general prin mânie, prin iuțime, trântești, nervos, nu se mai înțelege nimeni cu el. Imediat îl acuzăm. E rău băiatul ăla. Nu-i rău, dragă soră. S-ar putea să fie fratele tău. Trece printr-un moment. Imaginați-vă ce înseamnă, dragi fete, cum gândește un bărbat. Pe capul lui este toată presiunea casei. Măi, trebuie să mă însor, să fac o casă, să, să stau în chirie, să, cu, să lucrez, să câștig, să mobilez casa. Foarte multe din, dintre noi avem așa, ca un fel de alintătură, așa. Am vrea ca toată lumea să facă piruete în jurul nostru și tot bărbații, nu mai ieși de vină. Ea a încercat să vedeți cum gândește un bărbat. Un bărbat, un băiat de astăzi, este foarte stresat, e foarte obosit, are o povară foarte mare pe umerii lui. După ce se căsătorește, revine responsabilitatea preoțească și se trezește dintr-o dată, stoi, am copii, eu trebuie să-mi duc familia în cer, bărbatul este mult mai stresat decât femeia. Mai vine și acasă și mai, îl mai și critică, că el nu face mâncare, că el nu calcă, că el nu știu ce. Atunci, pentru ce s-a mai însurat? Scuză-mă, tu ești acolo. Dacă știți lucrurile astea înainte să vă măritați, e bine. Dacă, băieți, dacă știți lucrul ăsta înainte să vă însurați, e foarte bine. Dragii mei, băieți, pentru că și eu am fost băiat și știu Genul meu de om sunt foarte închis. Muream de foame lângă tine și nu ziceam. Așa, așa suntem noi. Deschideți-vă, povestiți-vă necazul. Am urmărit pe alocuri a conferinței în care parcă, parcă se caută, nu știu cum, se scoate cumva bărbatul și băiatul, vinovat, domnule. El trebuie să stea acolo și să laudă femeia. Dar femeia, când ai spus femeie, ce să mai. Ai înghețat. Nu mai trebuie să o lauzi cu nimic, că prin natura ei e prințesa lui Dumnezeu și în jurul ei e, e, e paradisul. La bărbați trebuie să-i ajutăm. Bărbații au de multe ori complexe, au lupte cu ei înșiși. De aceea trebuie să îi ajutăm și pe ei. Viața aglomerată poate să îngreuneze psihicul și să aducă suferințe emoționale, conflicte nesoluționate. Știți că o neiertare, de exemplu, poate să creeze boli psihice? Frate zice, numai la mine să uită în adunare. Ea, 59, aia la altă, 74 de ani. Numai la mine să uită. Nu să uită, soră A dezvoltat o formă de psihoză. Pentru că o suferință, un conflict nesoluționat, se mută și îți dereglează psihicul, îți dereglează mintea. Și toate lucrurile le vezi deformat. Toate le vezi deformat. Numai la mine să uită. Nu se uită la tine, măi. Are strabism, nu vede bine. Ea s-a uitat la ceas. Ceasul e acolo și ea, -a... Și ea credea că s-a uitat la ea. Zic și eu numai să-i scot așa din starea lor. Dumnezeu știe, poate chiar să uita. Dar repet, înseamnă că, înseamnă că acolo era o problemă nerezolvată, un conflict nerezolvat. Nedreptăți. Uitați-vă să ajungă o femeie, să se ducă în fața Palatului de Justiție al vremii. Domnul Iisus ne spune asta și să strige ca o disperată. fă dreptate, domnul judecător, fă dreptate! Știți ce văd? O femeie a cărei suferință emoțională a atins cod roșu, violet, este într-o situație atât de mare încât e la un pas de nebunie. fă dreptate! Să auzi un om pe stradă ca strigă, fă dreptate! Când se întâmplă asta? În general, când omul vine și spune odată, sunt obosit, iubita lasă-mă un pic să mă odihnesc. Lasă-mă în pace puțin, vreau liniște. Iubitul, am obosit, mai ia te rog copiii și du-te două ore și plimbă-te cu el. Zice odată, zice de dor, mă, pruncilor, faceți liniște, mă, că mă doare capul. Vedeți cum evoluează afecțiunile emoționale? Și noi nu băgăm în seamă ce senzori, ce sensibilitate să avem noi? Ce ne interesează pe noi? că Și după aia iar, mă, copii, mă, mă, că îmi vine nu știu ce. Și mama aceea, încet, 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 când ajunge să strige, este ultimul ei, ultimul ei, uh, uh, ultima ei armă, strigă, ultimul mod în care poate să-și urle suferința. Și dacă nu e băgată în serios, dar poate să se arunce de un pod sau în alte situații, cum s-a întâmplat de atâtea ori. Nu cum vă vedeți la părinții voștri astfel de stări. Bărbatul care strigă, tatăl care strigă, e agitat, e obosit, are presiune pe el și îl mai terorizezi și tu să-ți ai iPhone 16. Ultra Pro Max. Nici nu știu dacă există. Dar mai sunt și codependențe. De exemplu, s-ar putea să fiți aici să aveți tată alcoolic. S-ar putea să ca, ca fată mică să-l fi văzut pe tata toată viața că o bate pe mama. Pe păi fata asta, toată viața ei trăiește cu traume. Va avea tendința să asemene pe toți băieții de pe pământ, cu tatăl ei. De aceea, băieți, să fiți foarte atenți când discutați despre familie, despre căsătorie și o vezi speriată, o vezi așa izolată, încearcă să înțelegi, nu e sălbatică, ea are o suferință emoțională, care dacă e vindecată, ea este o fată care poate să fie soția ta, ca oricare alta. Dar noi punem etichete imediat. Aia zice, eu o mută la o căsătă numai izolată, o, e o ciudată. E ciudată pentru că ea are o problemă care trebuie vindecată. Ea are o traumă, poate că e amenințată chiar. S-ar putea să fie și situația asta. Anumite blesteme de familie. În numele Lui Isus Hristos, orice blestem să fie rupt astăzi, amin? Domnul, în momentul în care un om se întoarce la Dumnezeu, sunt neamuri blestemate. S-a sinucis bunicul, s-a sinucis copilul, s-a sinucis nepotul, da? Și că dacă nu se întorc la Dumnezeu, blestemul ăla îi peste neamul ăla. Blestemul alcoolismului, blestemul preacurviei, îs acolo. Dar în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu și ai încheiat un legământ cu Dumnezeu și s-a produs nașterea din nou, în acel moment orice blestem este rupt și tu începi o viață nouă și ești un om nou, slăvit să fie Domnul. Care sunt riscurile? Ignorează? ignori mâine, lasă că o fi cumva. Domnul, 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 domnul. Dar s-ar putea un pic de serotonină? S-ar putea... Când vin la consiliere în, în, depresie, în general, oamenii și după pandemie, Dumnezeu ne-a ajutat să tratăm foarte multe cazuri, prima dată îi întreb, când v-ați făcut ultima dată analizele? Să uită la... Da, frate, zice, noi am venit să, ne, să te rogi pentru noi. Da, mă rog, doar te-am întrebat, când ți-ai făcut ultima dată analiză? Mulți dintre ei, dați-mi vă rog un șervețel că nu mi-am luat. Un frate de la noi o zis că le-a zis studenților, predicatorul care nu are batistă la el, a zis, nu-l mai invitați la voi. Că e interzis să te urci la învon cu șervețele. Iertați-mă, dar și dacă nu mă invitați, îmi faceți un bine că tare, tare aglomerate în, în următorii trei ani. Și uh, nu le rezolvează, nu le rezolvă mâine, sunt niște riscuri. Unu, boli psihice. O suferință emoțională nerezolvată, vă dau un exemplu. Foarte multe cazuri, dar nu să... Când ultimii, în ultimii 10 ani de zile, la vreun îndemn la rugăciune sau la vreo predică, ați auzit să se abordeze duhul geloziei? Nu. Știți de ce nu? Că în cele mai multe familii, el e el, la acasă. Noi avem numai două, trei păcate. Să nu bei, să nu fumezi, să nu curvești, dar sunt miliarde de păcate pe care le facem. Ca de exemplu, gelozia. Și ea uh, s-a căsătorit și e foarte posesivă. Cu cine a vorbit? Uh, tot cu telefonul lui să stea. Am văzut o fază pe TikTok, era, dormea el și a pus toate degetele, niciunul nu s-a aprins. A luat degetele de la picioare, să-i deblocheze telefonul. Și apoi a luat degetul de la pisică, și numai cu degetul de la pisică, a putut să deblocheze. O, 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 o posedare din asta uh, uh, agresivă. De unde vine? Nu acuza, nu divorța de ea, nu divorța de el. De unde vine? Ea gândește-te dacă nu cumva o fi avut o relație în care uh, uh, ea a fost trădată, s-a simțit trădată și a intrat în ea o, 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 un duh din ăsta de supraveghere generalizată. Încercați să înțelegeți cauza, dragilor, dacă numai, dacă numai asta înțelegeți. Plec fericit în țară, da? Cauza, uh, pentru că riscurile. O boală psihică, gelozie pe viață. Și la 70 de ani nu te lasă. Cu cine ai stat? Cu cine vorbești la telefon? Cu moartea. Poate duce la anxietate, păcatul, la hab, zice că mergea încet, tot așa mergea. Avea cenușă pe cap, era îmbrăcat cu sac și mergea încet. Un om sănătos, ăla când calcă, aici dau mai încet, că am înțeles că e baptistier, când vreau să... El merge sănătos, fratele meu, e piciorul sub el, are atitudine, are postură și merge. Vă dați seama după cum merge un om, în ce stare psihică este. Este câte unul cu umire adun... Uitați-vă la nesiguranță, apropie de el. Are o frică, are o problemă, are o traumă. Și stă, merge încet, se dă în lateral, face un pas înainte, să mai dă înapoi omul acela are nevoie de ajutor. Când merge în ce... Uitați-vă la bătrân cum i văzut, tot mai parcă abia își picioarele. Da? Anxietate, nu împărați 21 cu 27. Depresie, Iona, Ilie. Mai bine mor, ia în viața! Fratele proroc să aibă gânduri suicidale? Fratele proroc Iona, fratele proroc Ilie, mai bine mor! Nu, mai bine să trăiești. Se poate rezolva problema ta. E rezolvabilă. La Iisus trebuie doar să crezi. Apoi, boli asociate. Știți cum sunt problemele astea emoționale? Ca un roi de albine, răzlețe. Ați observat pe internet, ați mai văzut și voi, și să pun, ba pe o creangă de copac, unde apucă. Și apoi vine apicultorul, pune un stup sub sau o cutie, taie creanga și ele vin și acolo regina în jurul lor și o formează un stup și formează un stup. Aceste toate uh, atacuri emoționale se localizează undeva. S-ar putea la ficat, s-ar putea la pancreas, s-ar putea la inimă, la plămâni, la stomac. Foarte mult, dacă nu-i tratată problema emoțională, se poate face ulcer la stomac, tensiune, hipertensiune, hipotensiune, probleme la plămâni, respiratorii. În perioada pandemiei, foarte mulți au murit numai de atacul ăsta, de panică, de angoasa asta. Și gata, gata, am l-au băgat pe oxigen și au crăpat plămânii, boli asociate. Sistemul nervos cedează, creierul, tiroida să dă peste cap. Fie slăbești foarte tare, fie te îngrași foarte tare. Toate acestea, de aceea se numesc afecțiuni psihosomatice. Ele sunt în, în psihic, dar presează pe trup. Stima de sine scăzută. Gedeon, ce să mă duc eu să cânt în cor, domnule? Ce să cânt eu la pian? cine e neamul meu în Israel? Cel mai nensemnat, un pic de greu am avut și eu aici și ăsta vine Madian să ni l fure. Ce să mă duc eu să izbăvesc pe alții? Ce să mă pui pe mine, frate, să dau un Ia să nu mă mai pui. Ba da, să te pună. Așa cu slăbiciunile tale. Cere putere de la Dumnezeu. Nu lăsa stima de sine să scadă. Judecător 6, aveți toată povestea asta. Pierderea gustului de a mai trăi sau chiar posesiune demonică. Da, da, Satana profită la maxim de stările noastre, de la abilitate emoțională. La maxim profită. Exemplu. Trece Domnul Isus Hristos și acolo era o femeie în poziția asta, stătea acum mâna în întinsă. Iertați-mi imaginația poetică. Trece medic ortoped. pe domn, Domnul doctor. Ce probleme credeți că are? A, ah, zice, e scleroză multiple, toate oasele s-au afectat în ea. Nu, ah, și-a plecat. Trece medicul neurolog, domn' doctor. Se duce, pune mâna pe cap, dar bătea așa, din lateral, că capul ei era așa, ea vedea în jos. Ea nu putea să vadă soarele, numai dacă... Da. Și uh, zice, o, oh, probleme neurologice foarte grave. Da, nu, 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 e incurabil. Și altul, și altul, și altul, și altul. Trece Iisus. Doamne, ă, care crezi că e problema la femeia asta? Să apropie de ea? E un drac. Tu ești fiul lui Dumnezeu, tu așa vorbi. Da, da, da. Și auziți aici. Și cu autoritate dumnezească de domn și mântuitor. Spune așa. Îți poruncesc să ieși afară din, din femeia aceasta. Și dintr-o dată femeia, când iese diavolul afară, Femeia se îndreaptă cu o postură perfectă. Probabil s-o și mărita după aceea. era frumoasă, dar era gârbovită de satana. De unde știm că era diavol? Vin preoții. Nu ai atâtea zile în săptămână? Șase zile să vindeci și să faci toate lucrurile astea? Te-ai trezit acum în ziua sabatului să vindeci un om? Și zice Domnul Iisus, mă, crăpava varo obrazul de rușine, mă. Mă, femeia asta care de 18 ani de zile, un majorat de om, era ținută gârbovă de satana, de duhul ăsta rău. Nu se cuvenea să o vindec? Băieți și fete, ce vă ține gârbovi? Ce duh? Complex de inferioritate? Că ăla și-o luat Tesla? După ce am avut accident, am zis, Doamne, ori îmi dai elicopter, dar nu-l vreau, că n-am permis, ori îmi dai cea mai sigură mașină de pe pământ. Se pare că nu sunt cel mai grozav șofer. Am aproape un milion jumate de kilometri conduși numai de mine, cu mașina și aproape un milion cu avioanele. Și Domnul mi-a dat o mașină, cea mai sigură de pe pământ. Vă las pe voi să ghiciți. Volvo XC90. Cutie automată. Cu personalitate, domnule, matură, mașină matură, 24 de ani. Pornește numai când are chef. Are o personalitate în ea, o ador, seamănă cu mine. Când ți lumea mai dragă începe să tușească, zici că are COVID? Dar ce mă interesează pe mine? Dar dacă fratele... Uh, fratele... Cornel a venit cu Tesla după mine, i-am dat slavă lui Dumnezeu și m-am bucurat. E o mașină foarte frumoasă. Zici că e o zene? Și s-ar putea și voi să aveți. Oare nu cumva un duc de invidie a intrat în tine când colegul și-a luat mașină mai bună? Dar de ce? Și stai gârbov, intri în mașină numai pe fugă. Nu, nu, nu. Eu să vezi cum intru în ea. Da. 2, 4, 5 cilindri. 4 x 4. S-ar putea să fi posedat de un duc de invidie, satana să te fi amăgit. Gestionarea greșită a suferințelor emoționale și cred că... Da, e ultimul slide. Numai bine ne încadrăm. Uh, hai de mine, am mai mult de o oră. Nu mi-am propus atâta, nu știu exact la cât vine masa, la 1? Și ce mai era în program după mine? Cântări, ceva? A, ah, nu neapărat. Na, bun. Uh, gestionarea greșită a suferințelor emoționale. Acum aici vă rog să fiți foarte atenți că suntem profesioniști. În o lua pe căi greșite, nu ne vom vindeca nici. Acum fac o paranteză. Eu mai zic câte una. Eu sunt conștient că e sâmbătă dimineața și sunt la conferință de tineret. Că mâine dimineață predicarea va fi altfel. Să nu fie vreun sfânt care să zică, a, dar fratele, eu mai zis câte una așa. Păi măi, sunt tânăr și e la tineret. De-aia mi-a luat adidas în picioare. Eu, un frate îi eu, eu purtam mașină de 2 ani de zile, că 48. și o zis, frate, tot îi port, n-am vrut să-i arunc și mi-o dat mie. Dar îți noi! Și mi se potrivesc perfect. Păi cum să nu iau la conferință? E prima ieșire în public cu ei. Nu muriți de ciudă acum că eu am Adidas. Atâta de bine a ieșit uh, firma asta. Gândiți-vă că ci că mi am luat niște Adidas Nike, Adidas Reebok. Deci tot să s Adidas. Asta, atâta de puternici a fost. au fost. Prima cale greșită, negarea. Eu n-am nicio problemă, frate. Du-te tu cu problemele tale de aici. Încerci tu să-mi mie, nu știu ce. N-am nicio problemă. Nu, nu, nu. Nu am treabă. Măi, comportamentul tău compulsiv, Femeile sunt femei care se manifestă în depresie prin cumpărături compulsive. Cumpără și ce trebuie și ce nu trebuie. Umple casa. M-am dus într-o familie să i împac și am reușit după a 14-a întâlnire. Și-a zis că vreau să-și iau o pereche de pantofi, 400 de lei. Păi 400 de lei fac toți pantofii mei care am. Și uh, nu l-am lăsat-o. Să ia și nervoasă nevoie mare, să-i enervează el. Te rog să vii după mine, mă du după el, că era la el în casă. Și când deschide, știți câte perechi de pantofi avea? 70 de perechi. Această femeie era în depresie. Cumpără, cumpără, cumpără și pe o parte cumpără, pe o parte aruncă, că nici nu le dă. La, la femei se să, să manifestă așa. Sau prin mâncare, multă mâncare, face mâncare. Și dacă o mănâncă și dacă nu mănâncă. La bărbați, știți cum se manifestă? Prin muncă compulsivă. Muncește, muncește, până crapă. Să fugă, e o formă de evadare de la realitate. Negare, n-am o problemă, frate. Stai liniștit, eu sunt puternic. Doamne ajută. Dar dacă nu? Cain, unde-i frate tu? Era într-o presiune psihică de ce ne dăm seama? Iată, oricine mă va urmări, mă va omorâ. Era, deja știa plata păcatului. Simțea în el că vine moartea după el. Ce sunt eu păzitorul lui frate meu? Mă, Cain, mă, nu tu l-ai omorât, mă, nu! Incredibil. Negarea. Doi. Căutarea de vinovați. Din cauza lui mama am ajuns eu aici. Din cauza lui tata am ajuns eu aici. S-ar putea pe alocurea să fie și acela un factor. Dar, dragii mei, fete și băieți, frații mei și surorile mele, nu întotdeauna. Am întâlnit băieți care spun, frate, e greu să te păstrezi curat astăzi, că fetele astea, cum să îmbracă? Există în bord, în caz de accident, și eu am avut câteva, și știu ce vorbesc. Vine expertul tehnic. Primul lucru care îl face, înainte de orice, pune contactul la mașină. Mașina are în bord niște martori. Are niște martori, niște becuri care fac trimitere la piesele de bază ale mașinii. Din motor, de la frână. Și tu vii și spui așa, el mi-a frânat prea repede în față, ca asta zic majoritatea, dar ei, ei deja știu. Și de-aia, de-aia, domnule, i-am dat, că au ieșit în, brusc înaintea mea. Și vine expertul și pune, zice, da, dar marturul ăsta spune altceva. Că plăcuțele de frână sunt epuizate de ceva vreme. Coboară, oprește contactul. Se duce direct la roata mașinii, desface... Primul lucru se se, uh, uh, se investigează frâna și se duce, desface roata, desface tamburul, și când vede fier pe fier, bagă totul la loc și continuă dosarul. Vinovatul numărul unu este el. De ce? Că nu și-a schimbat plăcuțele de frânare. Deși martorii au spus schimbă plăcuțele de frânare. Bun. Noi astăzi zicem, fetele, fetele, că sunt îmbracă într-un anume fel, că sunt provocatoare. Poți să zici ce vrei. Dar va veni o vreme și aproape a judecății lui Dumnezeu. Când vine Dumnezeu și pune contactul. Și vede acolo un martor și zice, poftim, nu fetele. Înfrânarea poftelor. Când ai schimbat ultima dată plăcuțele de frână la înfrânarea poftelor? Când ai luat ultima zi de post înaintea lui Dumnezeu, Doamne, am auzit că între roadele Duhului Sfânt, când eram copil la școala dominicală, că una dintre ele este înfrânarea poftelor. Astăzi, pentru că sunt bărbat slăbănog, vreau să mă umplic de această roadă a Duhului Sfânt, care este înfrânarea. Dar nu zicem asta. Și vine judecata. Nu căutați vinovați în aia care au frânat brusc în fața voastră. Schimbați-vă plăcuțele de frânare, dragi băieți și dragi fete. Căutarea de vinovați. Alții sunt de vină. Ce ai făcut, Adame? Nu eu, asta mea. Tu mi-ai dat-o. Deci Dumnezeu era vinovat că i-a dat. Dar înainte, noaptea dinainte, nu a zis, ia-o înapoi. Nu a zis, las-o cât mai mult. Mai ce i omul, mă, ce i omul, mă. Hrănirea cu necazuri. Sunt oameni care nu mai vor să fie vindecați. Li se pare un gest de dreptate să fie triști? Îl răsc, zice, am auzit expresia asta, păzească-vă Dumnezeu de ea. Mă, și dacă știu că în iad mă duc, dar nu te iert, mă. Și zice, mi se pare, am întâlnit fete, mai ales fete, pe mamele lor. Frate, zice, mi se pare un, 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 o, o dreptate care mi se face să o până la moarte. Poftim! Ea deja se hrănește cu propriile drame. Alt bărbat îmi spunea, când mă gândesc la toate suferințele vieții, și toate câte mi-au făcut părinții, parcă așa mă simt bine în timp ce îmi plâng de milă. O, oh, nu! E o cale greșită! E o cale greșită Ați plânge de milă, a te hrăni cu propriile drame din trecutul tău. Hrănirea cu necazuri. Sau, cea mai cruntă dintre ele, înainte de ultima, este izolarea. Nu mă mai interesează nimic, nu mă mai duc la biserică, nu mai pasă de nimeni. Nu mă mai interesează de mama, de tata, de biserică, de nimeni și de nimic. Mă izolez în carapacea mea, eu cu telefonul meu, eu cu lumea mea. Grijă mare că era o cântare veche, nu știți voi. Spic cu spic se țin în vânt. cine e singur? Cade frânt. Rămâi în comunitate, oricât de greu ți este. Rămâi împreună, vino la conferință, poate că o paranteză e profetică pentru tine. Primește viață, primește putere de la Dumnezeu și cea mai gravă și mai gravă dintre toate, supărarea pe Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu niște elevi în urmă cu două săptămâni și printre altele, una dintre ele dezamăgite de viață a spus: Și așa eu nu mai cred în Dumnezeu. La câte mi s-a întâmplat? Și erau mai mulți la masă. Și m-am văzut obligat să iau apărarea lui Dumnezeu. Zice, pentru că ai păzit Cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Cuvântul Domnului trebuie păzit, trebuie apărat. Și am zis, dragă domnișoară, multe rele ți s-au întâmplat, așa e. Da, nu mai vreau, nu mai cred în Dumnezeu. Dar care dintre ele ți le-a făcut Dumnezeu? Păi, nu că deja am apelat la rațiune, da? La... Care dintre ele ți le-a făcut Dumnezeu? Păi nu, oameni, ai diavolul, ai satanii. Și de ce nu zici, nu, nu cred în satana? De ce zici nu cred în Dumnezeu dacă satana ți-a făcut rău? Și am zis, oprește-te puțin. Imaginează-ți că mădălina, în fiecare dimineață, le-am zis eu lor, erau mulți la masă acolo, în, în fiecare dimineață îmi dă mâncare, îmi face papucii, îmi dă sănătate, îmi dă orice, în fiecare zi. Alexandra vine și nu mă lovește, și nu mă face rău, și îmi face pană la mașină, și aruncă cu ouă clocite pe mine, și după aia cu făină de grâu, și nu mă rău, și nu mă rău, și nu mă rău. Bun. Eu acum sunt beneficiarul serviciilor mădălinei și victima agresiunilor Alexandre. Bun. Acum, eu, ți se pare că sunt un om normal la cap, dacă vin și spun, nu mai cred în, bună, în, în binecuvântări, dar în timpul ăsta eu mă apropii de Alexandra care îmi face rău. Eu nu mai cred în tot ce îmi dai tu, tu nu mai. Tu nu existi pentru mine. Se oprește ea dintr-o dată și zice, este extra, extraordinar exemplul ăsta, e foarte interesant. Nu m-am gândit niciodată în felul ăsta. Și am văzut cum Duhul lui Dumnezeu încet, încet lucrează la inima ei. Supărat pe Dumnezeu pentru ce? Pentru pactul pe care l-ai făcut cu satana? Supărat pe Dumnezeu pentru că tu te droghezi? Supărat pe Dumnezeu că tu te îmbeți? Păi de El ți-a dat viață să vii până aici. El îi devină că tu, dragii mei, nu este El de vin. Asta e o cale greșită de a încerca să evadăm de la adevăratele probleme pe care le avem. Cauze sunt multe. Am văzut care sunt cauzele, am văzut care sunt riscurile și suntem expuși acestor riscuri, foarte mulți dintre noi. Am văzut care sunt riscurile, am văzut care sunt cauzele și am văzut care sunt căile greșite, gestionarea greșită a acestor, a acestor traume. Vă aștept după pauză să vedem câteva căi spre vindecarea concretă a tuturor suferințelor emoționale. Veți vedea că rolul vostru este foarte important. Concursul pe care tu ți-l dai, voința de fier, subordonarea clauzelor divine pentru vindecare sunt foarte importante. Nu se poate fără, fără cooperarea ta, fără voința ta, fără dorința arzătoare de a scăpa. Nu vei fi vindecat niciodată. Și vei crește un frustrat și o frustrată și te vei căsători și vei pedepsi și pe alții la nefericirea ta. Și vei face victime colaterale ale suferințelor tale emoționale, nevindecate, nerezolvate și ar fi păcat când tu poți să fii vindecat astăzi în numele Lui Iisus Hristos.